Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi suntem în 21 aprilie, mai e puțin și vine Paștele, așadar m-am gândit să vă invit, dacă doriți, să primiți niște semințe de la noi, de la țară. Sunt niște semințe care au rămas de anul trecut, eu am pregătit foarte multe plicuri anul trecut și acestea mi-au rămas. Așa că acum m-am gândit cu această ocazie să vi le trimit. Bineînțeles, dacă doriți, cei care doriți și dacă aveți spațiu suficient în grădină să vi le puneți. Așadar, sunt 6 pachetele cu semințe și o să vă arăt și ce conține fiecare pachet în parte. Avem aici ardei iute, 7 frați se cheamă soiul, foarte productiv, să încerc să le așez așa. Apoi, avem semințe inimă de bou, nu sunt de anul trecut, sunt de acum 2 ani, pentru că noi anul trecut, din păcate, nu am avut recolte la inimă de bou și semințele sunt de acum 2 ani, dar germinează fără nicio problemă. Recomand să vi le tratați cu apă oxigenată 15 minute înainte de a le planta. Sunt roșii cherry, foarte productive, mie mi-au plăcut cum s-au dezvoltat în ghivece. Și, bineînțeles, astea sunt de anul trecut. Vi le trimit și vouă cu drag. Aici am bostani, semințe de bostani din aia gigant, plăcintari. Dacă aveți spațiu în grădină. Aici avem zămoșiță de Siria, este Guard View, hibiscus, foarte fain. Desigur, dacă iarăși, dacă aveți spațiu unde să vi-l puneți, puteți să obțineți un Guard View frumos din aceste semințe. Cărciumărese, flori foarte frumoase, de nelipsit în grădina noastră. Aici avem dovlecel, serpente de Sicilia, dovlecel la metru. A început și ploaia, slavă lui Dumnezeu că plouă. Aici roșii cherry, nu am știut denumirea, așa că le-am pus și eu un X. Și aici avem paulonia. Semințe de paulonia, iarăși, dacă aveți unde să vi le puneți. Bun. Păi, dragilor, mă opresc aici. Aștept în comentariile voastre primii veniți, primii serviți, primii 6 care vor face un comentariu la acest videoclip, vor primi aceste semințe, luni le vom pune la poștă și ar trebui în 2-3 zile să sosească. Așadar, aștept comentariile voastre, vă mulțumesc din inimă pentru că sunteți alături de noi, vă mulțumim, de fapt, din inimă, pentru că sunteți alături de noi și ne susțineți și ne urmăriți și sperăm să nu vă dezamăgim în continuare, să vă încântăm cu videoclipurile noastre, să fie și plăcute, dar și utile în același timp. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci, vă doresc multă sănătate și spor la treabă. La revedere!